Ce nu spate? Glumiți. Serios. Nu, ca să interziști trebuie să ai permis. Ia gândiți-vă. Ca să filmezi tot arată. Nu. Permis. Ca să interziști trebuie să ai permis. Nu, să... Ia citiți Constituția. Normal. Deci, cine încalcă Constituția, acela e. Partea cealaltă e o indicație ilegală. Cereți judecătorilor să o scoată. Eu știu că nu e interzis, deci e permis. Sunt instituții plătite din bani publici, deci trebuie să fiți buni, bucuroși, să ne vedeți și cu camera. Nu înțeleg să vedeți. Ba da. Nu de sus, e indicat că nu se poate să... De sus, au încălcat Constituția. Dacă nu sunteți de acord, contestați-o în judecat, dați-mă în judecat, dar nu-mi interziceți. Nu se poate. Când spuneți că nu se poate, atunci trebuie să invocați, trebuie să invocați legea. Nu, trebuie să invocați legea. Nu, înțeles că nu se permite. Eu vă spun serios. Eu știu că se permite. Nu. Ba da. Cu permis, că de sus se permite să faci legătură. Constituția nu spune permis de sus. Constituția spune că e dreptul de a intra în instituții publice, le are oricine, și de a filma în instituțiile publice. Dacă e instituție secretă, arătați-mi că e secretă. Păi tu știu, cum spun, Asnavanie se filmează. Asnavanie îi filmează și noapte că legea permite. Dacă legea o să interzică, o să ai Asnavanie, mă ta să-mi interzice. Acum n-ai nicio Asnavanie. Interdicția aceea de pe geamă e ilegală. Spuneți-le judecătorilor că nu trebuie să-l îndepliniți. Ca polițist trebuie să spuneți că eu refuz să îndeplinesc un ordin ilegal. Ia citiți Constituția. Constituția spune accesul la informații de interes public este asigurat pentru orice cetățean și ceea ce faceți acum e interdicție. Ia, spuneți-le să vadă ce spune Constituția și după asta o să discutăm. Dar cine a dat ordinul măcar? Cine a dat ordinul ăsta? Așa ați spus, v-a spus de sus. Cât de sus? Dumnezeu sau cine? Nu Dumnezeu. Rodică, plăie este. Deci președintele judecătoriei v-a spus să nu lăsați oamenii să filmeze. Am înțeles bine? Filmeze, da. Și aveți o dispoziție legală sau așa verbală? Nu. Numai verbală. Păi da, atunci când interzice, când cineva interzice, trebuie să explice. Și iată, Domnul a încercat să explice. Asta e tot. Pentru că interdicțiile sunt ilegale. Argumentați legal și plec, dar sunt ilegale. Constituția îmi permite. Nu trebuie să argumentez. Legea despre accesul la informații în instituții publice spune că oricine... deci nu trebuie să explicați. Am înțeles bine, domn polițist, nu trebuie să explicați. Când interziști, nu trebuie să explici. Dar cine-i doamna? Cine-i doamna? Ce sunteți dumneavoastră? Cetățean, contribuabil. Din banii mei sunteți plătiți. Și dumneavoastră și doamna în șubă de norcă. Sunteți de acord cu asta sau nu? Deci un cetățean contribuabil vine și vă întreabă de ce interziceți. Dacă nu aveți niciun temei, lăsați-mă în pace, să-mi fac meseria. Dar în față nu puteți spune, trebuie să vă ascundeți după perete, da? Pentru că mi-interziceți. Dacă nu mi-interziceați, nu vă fotografiam. E logic. Toți sunt specialiști pe interzis.